Societatea Miss Group susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Tehnologii și Echipamente de Protecția Mediului Bistrița susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Ziua bună, oameni buni! Cristi Chiriac de la Iarba Fiarelor vă invită pe playhappycinema.ro să urmăriți istoria povestită a unei comunități din Transilvania, filmul documentar. Bună seara, prieteni! Bună seara, doamnelor și domnilor! Sper că ne regăsim cu bine în această seară, pentru că va fi o ediție în care vom discuta despre ce aduce mai frumos toamna pentru bistrițeni, și anume evenimente culturale. Alături de mine în această seară este managerul Centrului Cultural Municipal George Coșbuc, Gavril Țărmure. Bună seara și vă mulțumesc că v-ați făcut timp printre agenda foarte, foarte încărcată și de o întâlnire cu noi și, bineînțeles, cu publicul de acasă. Să rămână și bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru faptul că ne însoțiți aproape permanent în evenimentele care le organizăm și le oferim spre degustare, dacă tot e toamnă, publicului din Bistrița. E toamnă, sunt zile frumoase și dacă toată vara Centrul Cultural Municipal a organizat evenimente menite să-i antreneze pe oameni, să-i scoată din casă, să le ofere bucurii, uite că nici toamna nu s-a lăsat mai prejos, nu știu când a avut liber această instituție. De obicei se închid așa instituțiile mari, se închid pentru o anumită perioadă de timp, să aibă și oamenii timp de ei, timp de concedii, timp de răgaze. Bine, la Centrul Cultural Municipal a fost activitate continuă, ca să zic așa, și nu, ați avut timp să vă odihniți? Mici perioade. Am fost în două reprize în concediu, odată 10 zile. Am fost în Italia și am participat, de fapt, un fel de experiență culturală a fost, am vrut să fiu neapărat la Bienala de la Veneția. Anul acesta a fost an de bienală și am avut bucuria să vizitez standurile țărilor care au expus acolo și expoziții, să zic așa, colaterale evenimentului, adică expoziții speciale organizate în această perioadă. Bienala de la Veneția durează din mai până în noiembrie, din 15 mai până în 15 noiembrie, și în afară de standurile prezentate, de expozițiile prezentate de fiecare țară, așa mai sunt și niște invitați speciali. Am avut revelația și enorma bucurie să văd în Palatul Dogilor, în Sala Mare a Scrutinului, o expoziție Anselm Kiefer. Este un artist contemporan, un neamț, un german, de 76 de ani, care a prezentat o expoziție absolut incredibilă. Mi-a plăcut cât toate celelalte la un loc. De asemenea, în afara expozițiilor oficiale, deci tot ca un eveniment colateral, dar excepțional, a mai fost o expoziție a lui Anish Kapoor, un sculptor englez, arăși de mare expresivitate și de mare recunoaștere în toată lumea. În rest, au fost expoziții foarte interesante, au fost expoziții foarte curajoase, dar am constatat cu regret oarecum că unele, prin folosirea în exces, zic eu, a tehnologiei, m-au dezamăgit, pentru că se duc într-o altă direcție. Nu, dar cred că și eu cam depășit de chestiunile astea și nu mă prind. Adică gustul meu nu mai coincide perfect cu gustul fiicei mele, spre exemplu. Paradigma e schimbată și gustul, evident, este diferit. Sigur că bunul gust, ca și bunul simț, asta nu se pierde niciodată, dar ce preferi la un moment dat e diferit. Probabil că din această cauză există și, cum se spune, un soi de conflict între generații. Eu nu cred că este un conflict, ci o diferență de a vedea lucrurile. Pe măsură ce ne maturizăm și așa mai departe, gusturile se schimbă și izolează. Și alte paradigme, deci altfel vede lucrurile un copil, da, în raport cu
felul în care le vede părintele. Poate de aici vine și este o poezie a lui Eminescu cu un soi de leitmotiv, non idem est si duo dicunt idem. Adică nu este același lucru când doi spun același lucru, fiecare vede lucrurile în felul lui și fiecare este poziționat într-un anumit unghi. Și atunci, deși spui și vezi același obiect, nu-l vezi la fel. Îl vezi... Suntem prea diferiți ca să așa avem aceleași perspective. Clar, cultura curge prin sânge, deci nu acum contează de când la job sau în vacanță. Dar apropo de Bienală, România cum se prezintă în astfel de evenimente mari? Foarte bine, sunt sincronizați cu ce se întâmplă acolo, sunt și foarte abili, unii dintre ei, spre exemplu, anul ăsta, ca și anul trecut, au avut, să zic așa, un loc aparte, au avut, cum s-ar spune, căutare romii. Și România a avut stand acolo organizat nu de Bienala de la Veneția, de comitetul director, de comitetul de organizare, ci de Asociația Europeană a Romilor, și au luat un artist din România, Eugen Raportoru, care a avut și la Bistrița, la Muzeul Județean, două expoziții anul trecut, și o expoziție a lui era lângă Piața San Marco, într-o sală, într-un palat, acolo, tot la doi pași încă un palat sau un palat. Un palat și încă o galerie și tot da, așa. Da, și care a fost primită foarte bine. Mai există în momentul de față foarte multe orientări în care se teoretizează și se problematizează viața de zi cu zi și prin circumstanțe artistice. Și chestiunea aceasta iarăși este într-un soi de vogă puternică în Europa și în România, că România, românii, artiștii români se pliază imediat pe ce se poartă, cum să zice. Da, ne place să fim la modă și să ținem pasul cu ce se întâmplă da, în exterior. Eu zic că este ideea de a te sincroniza cu ce se întâmplă în Europa. Ceea ce nu e un lucru rău, că nu poți veni cu lucruri care deja s-au consumat în altă parte. Creezi o redundanță fără succes și faci, să zic așa, dovada unui provincialism cultural. Deci, din punct de vedere cultural, suntem acolo, suntem competitivi. Eu zic că e foarte bine. Din punct de vedere organizatoric, stăm noi mai problematic și mai slăbuți, așa, pentru că acum, acei drept, de vreo câțiva ani încoace, și Muzeul Național de Artă Contemporană, care este condus de criticul de artă Călindan, îi mai căutat. Eu suferam enorm pentru că de mulți ani mă tot duc în spații de expunere din Europa. Am fost și la Paris, am fost și la Londra, am fost și la Madrid, am fost, mă rog, la Sevilla și în multe alte părți. Am văzut că peste tot sunt cozi imense, mai ales când este o expoziție, eveniment. Și la Budapesta am fost la un moment dat la galeria academică de artă de la Londra. Avea chiar Anish Kapoor, că l-am, ăsta cred că era în 2009. Și era o coadă cam cât ar fi de la prefectură la primăria noastră, dar așa, cam cum e coada și când vrei să intri la Notre Dame, spre exemplu, sau la Louvre. Credeți că să ajungem vreodată să vedem o asemenea... Ei, eu sufeream pentru că cultura duceam, și la noi? Sufeream pentru că mă duceam la București, la MNAC, la Muzeul Național de Artă Contemporană, și dincolo de faptul că era extrem de puțină lume, te și verifica ca la aeroport când se intri acolo. Îți făcea un control și așa de nu se poate. Acum am văzut, de la un moment dat, cred că expoziția care o adunat cei mai mulți doritor de a vedea de a vizita o expoziție, că a fost expoziția lui Mircea Cantor acum vreo 7-8 ani. Mircea Cantor este un artist contemporan valabil, cu recunoaștere internațională, e român, dar trăiește la Paris. Apoi am fost foarte încântat să văd de vreo 2-3 ori că printre
printre invitații speciali, invitații de onoare ai festivalului, au fost și artiști români. A fost Dan Perjovski de vreo două ori. A fost Ionica Grigorescu la Documenta de la Casă, la cum vreo 5-6 ani. Acolo, iarăși, este o zonă unde se spune că acolo se dă ora exactă în artele contemporane. Iarăși, este un eveniment de referință în artele vizuale. Și frumos să știm că, din punct de vedere cultural, suntem acolo și suntem îmbrățișați oarecum de ceea ce se întâmplă în Europa, pentru că la multe capitole suntem așa, suntem mai spre coadă, dar încercăm noi să... Acum, sigur că arta este dezvoltată și este bine cotată. Sunt foarte multe țări care au artă de top. Dar sunt și români printre ei. Sunt multe țări care au artă mai veche decât e România sau statul nostru de drept. Așa da, da, dacă te gândești la arta italiană sau franceză sau flamandă sau pictura din toate țările de jos, nu, mai avem de așteptat. Dar noi am ars etape și sigur că nu avem, ca și în literatură. Noi, Shakespeare cred că murise de mult și la noi începutul literaturii lirice era într-o grădină lângă fântână. Găsi o, lângă o tulpină, găsi o floare ca o lumină. Adică e naive, diferență. Naive, da. După ce apare Shakespeare și crezi că cu el se începe și cu el se termină literatura sau la italieni cu Dante sau cu alții de mare anvergură, dar noi în momentul de față îți spun că suntem sincron cu ce se întâmplă în lumea civilizată și în ce privește arta, în ce privește cultura în general, literatura, poezia stăm foarte bine în ce privește starea poeziei românești în momentul de față. Asta pot să o spun în urma constatărilor pe care le am după discuțiile cu participanții la Festivalul de Poezie. Și uite cum mergem într-un an altă, pentru că abia ați pus punct colovilor George Coșbuc. Aici, ca să fim onești până la capăt, tot un festival de poezie. Este un festival de poezie și concurs, dar aici protagonistul este Casa de Cultura Sindicatelor prin popularul domn Câțcăoan, care s-a ținut de acest eveniment de zeci de ani. Am avut o perioadă de, adică a avut el o perioadă de întrerupere când colocviile George Coșbuc, spre exemplu când am fost eu consilier șef la Inspectoratul pentru Cultură, le-am organizat eu. Și ei făceau zilele Coșbuc, era așa o chestiune care se suprapunea cumva și am vrut să fac altfel decât erau consacrate, am făcut în conformitate cu gustul meu, cu pretențiile mele, cu exigențele mele. Dar asta, varianta Câțcăoan a continuat. Am mai făcut și Biblioteca Județeană o variantă. Deci Coșbuc și Rebreanu au fost, să zic așa, folosiți din plin ca patronime ai unor evenimente literare. Acum, dacă e spre cinstirea lor sau spre cinstirea celor care organizează, rămâne de discutat. E o altă chestiune. Dar și la anul, și la evenimentul de anul acesta, noi sigur că am colaborat cu organizatorul principal, cu Casa de Cultura Sindicatelor. I-am ajutat și noi cu cât s-a putut și cu cât s-a solicitat. E bine însă că totuși nu s-a renunțat. Că sunt destul de multe evenimente care încep, țin două, trei ediții și se sfârșesc. Dar ce e atât de important să avem totuși evenimente de tradiție și așa mai departe? Pentru că la un moment dat, nu știu, nu se pierde publicul, nu intervine așa o rutină, păi, cumva? Într-un fel se pierde, dar trebuie să se regăsească până la urmă. Uitați că noi avem nevoie de repere, avem nevoie de modele. George Coșbuc a fost un poet foarte important la timpul lui. El s-a născut în Transilvania, a fugit în România. Din păcate, cred că s-a mai întors după vreo 20 de ani după ce a plecat în România. Din păcate, n-a apucat să vadă România mare. Că el a murit, dacă nu mă înșel, în mai
România Mare s-a desăvârșit în decembrie. Dar a fost, după Eminescu, poetul care a adus ceva proaspăt, ceva nou în literatura română și în poezia românească și în forma poeziei. Pentru că se spune că un artist se validează prin capacitatea lui de a fi creator de forme noi. Ori George Coșbuc a fost, în primul rând, creator de formă, că strofa aceea pe care o făcea el nu mai făcuse nimeni înainte. Sigur că și prin conținut erau și poezii mai optimiste, balade și idile, poezii de dragoste, poezii despre sat, dar a fost o voce în peisajul poetului românesc. A fost și cu mesaj, unii îl consideră că a fost poetul țărănimii, ceea ce mi se pare că este dezavantajos pentru Coșbuc. Este dezavantajat Coșbuc afirmându-se doar atât. El a fost un om de cultură extrem de important, el a fost traducător, el a foarte mulți oameni de mare specialitate și de mare competență în ce privește comentariul literar, consideră că, spre exemplu, Divina Comedia în varianta George Coșbuc a fost cea mai bună traducere în limba română, din câte au fost. Au fost, slavă Domnului, destule. Dar foarte, foarte mulți, l-am auzit pe Laszlo Alexandru, pe Ovidiu Pecican, cred că și Ioana M. Petrescu spunea lucrul acesta despre traducerile lui Coșbuc. Să fii un traducător bun presupune să ai o cultură senzațională. Să simți cumva lucrurile, păi nu doar să le adaptezi cumva, nu doar să le traduci. Să le și simți și să poți face analogii, poți să fii traducător, deși se spune că a fi traductore, traditore, deci traducător, trădător. Dar este vorba și de o validare a capacității tale de a gândi în două limbi. Cel mai firesc e ca un autor, un scriitor să gândească în limba lui. Dar să traduci din limba italiană, să traduci din limba latină, Coșbuc a tradus și Eneida, a tradus și un volum, Iliada și Odiseea, cred că Iliada a tradus-o, sau Odiseea, cred că Iliada nu a tradus Eneida de Vergiliu. Deci lucrări de astea, cum să spun, fundamentale în ce privește literatura universală. Și sigur, sunt foarte consistente, nu sunt greoaie, sunt grele, să zic așa, dar el le-a făcut cu grație și le-a făcut cu talent, cu geniu, deci a fost un, plus că a fost titlu de reviste, am ființat cu Slavici, cu Caragiale revista Tribuna, parcă nu la Sibiu, da. Deci au fost și conștiințe naționale unii dintre ei și atunci nu-i firesc să-i uiți, pentru că n-ai așa de mulți încât să-ți permiți să-i uiți. Înțeles. Ei trebuie păstrați într-o memorie firească, trebuie să îi considerăm că sunt activi, că sunt cu noi. Și că încă pot să fie modele pentru cei care vin din urmă. Cum stăm la capitolul poezie, așa, apropo de... Deci poezia contemporană stăm foarte bine, foarte, foarte bine. Poezia clasică, noi am venit ușor mai târziu, dar prin Eminescu noi am intrat în lumea bună a poeziei europene și cam rămas acolo, prin Eminescu, prin Caragiale, apoi poeții moderni, Arghezi, Lucian Blaga, nu mai vorbesc. Deci te-ai, cum să spun, te-ai întovărășit cu lumea bună a literaturii. Și în momentul de față, scriitorii noștri și prozatorii, dar mai ales poeții, sunt fără complexe împreună cu ceilalți poeți, cu colegilor din Europa sau din Statele Unite ale Americii și este frumos apreciată literatura română contemporană în momentul de azi, ceea ce ne face cinste. Asta înseamnă că încă mai avem nevoie de evenimente, de promovare a autorilor contemporani.
Bineînțeles, aici eu cred că în primul rând, ca să faci cu metodă și cu eficiență susținerea pentru literatură, în primul rând cred că ar trebui susținute editurile. O editură care scoate poezie abia se târăște, pentru că a intervenit un obicei, nu se înghesuie lumea să cumpere cărți de poezie. Și atunci statul ar trebui să găsească o modalitate de a achiziționa de la editori volume, pentru la un moment dat era o, cum să spun, un soi de lege în Spania că fiecare bibliotecă publică trebuie să achiziționeze măcar un exemplar din toate cărțile care apar într-un an. Asta te ajută enorm în cazul în care, în care s-ar petrece și la noi. Dar așa, dacă lași la concurență o carte de poezie, poezia e mai grea, știi cum s-a cerut o definiție a poeziei și unul dintre tot poeți contemporani, deși mai în vârstă acum e Ion Mircea, o definiție a poeziei și el a zis, poezia e mai grea. Asta era definiția. Acum, dacă e să ne referim la arte, în general, știți cum e, cum nu sunt pentru toată lumea decât pentru cine înțelege, și atunci dacă e să bucățălim așa lucrurile, dar se mai cumpără? Se mai cumpără? Păi totuși se mai cumpără. Carte, până la urmă, nu mai contează că poezie, că... Se mai cumpără. Asta ziceam, că nu se omoară lumea să cumpără, dar așa... Câte un cum pic, se zice pic. La noi în sat, și rânginte, știi, să mai... De asta zic că este importantă intervenția statului, pentru că este vorba de educație națională, este vorba de cultură națională, este vorba despre stimularea lecturii, a cititului. Altfel, bine, să stai să citești e destul de complicat acum, că n-ai chef. Sunt așa de multe oferte care... Să-ți omoare timpul liber încât... Da, și poți face orice nu presupune niciun fel de efort din partea partenerului, a cititorului, să zicem, a potențialului cititor. De aceea trebuie să nu fie lăsată de izbeliște. Și apoi, la un moment dat s-a făcut o statistică de asta, consumul cultural în Europa. Eram pe ultimul loc, înapoi a Bulgariei, înapoi a Albaniei. Deci nu-i posibil așa ceva. Și apoi spui că, dar de ce se face aia, că costă bani? Eu, câți bani costă? Nu e relevant pentru câți bani se strică în țara asta. Dar pentru cultură trebuie făcut mai mult. Noi nu ne putem plânge că avem un buget destul de civilizat. Uite, vrem să facem și teatru, am pregătit, să zic așa, logistica elementară. Acum așteptăm să-și termine efectul hotărârea de guvern, că n-ai voie să angajezi. Așa, și să-i dăm drumul, să începem. Să avem spectacole de mare anvergură, să avem spectacole susținute de actorii mari ai acestei țări, spectacole care se pot constitui ca model cultural, ca model din care să învețe cât mai multă lume, și cei tineri, și cei care suntem mai trecuți, mai trecuței, așa. Deci să avem posibilitatea unei felii de cultură relevantă pentru cred noi. Că foarte multă lume a uitat de fapt că cultura e un pilon educațional pe lângă școală și ce mai facem noi acasă, pentru că, cum ați spus, dacă mai apucăm să citim sau nu, dacă ne educăm copiii în această zonă sau nu, sunt lucruri care țin până la urmă de fiecare persoană, dar în ceea ce privește evenimentele culturale pentru public, evenimentele de masă, și astea contribuie la educația fiecăruia. Bineînțeles, și cultura, ca și muzica clasică, te ordonează, te disciplinează într-un fel. Incoerențele noastre sunt puse în ordine, sunt puse într-o coerență generală de aceste atitudini culturale. Orică e vorba de un concert, orică e vorba de o carte, de poezie sau proză. Sigur, eu iubesc mai mult poezia pentru că așa m-am obișnuit, de mic mi-au plăcut, deși îmi plac și poveștile. Zicem că poveștile le încadrăm în sfera prozei.
Dar poezia, cum să spun, să zic așa, poate mai ușor fi și cântată. Uh-huh. Și poate le-am luat la paușal cântecul și cuvântul. Poezia, da. Și poate chestia asta m-a stimulat în a iubi mai mult poezia decât proza. Deși de când am înființat și o editură care, deși nu are performanțe în plan economic, dar are performanțe în planul calității. Adică noi la editură avem poeți precum Ion Mureșan, Ioanes Pop, Angela Marinescu, Dan Coman, Ștefan Manasia, Marin Mălaicu. Presimt eu că n-a fost un proiect menit să fie performant financiar, ci a venit din nevoie și sincer, din dorința de a ajuta. N-aș fi suferit dacă și câștigam, dar prin faptul că nu prea am pierdut, înseamnă că e un fel de câștig. Și dacă nu pierzi, e un fel de a câștiga. Și nici n-am făcut, am făcut-o într-un fel, să zic așa, aproape artizanal. Deci, zice, domnule, fac o editură pentru prietenii mei, aveam atâția prieteni poeți asta zic, și pentru prozatori. Pentru că ajut din nou să întindeți o mână de ajutor. Așa vine. Noi eram prieteni și toți aveam cam aceeași stare materială și am zis, hai să facem așa, cât ne... Să ne descurcăm. Da. Și să zic așa, am reușit. Editura a crescut măcar în prestigiu. Uitați printre premiile. Când nu te ajută nimeni, trebuie să te ajut singur. Mă, și te ajută la care vine înspre tine, ori să-ți ofere ceva, ori să-ți ceară ceva și faci echipă de câteodată redutabilă. Avem, în total, cred că avem vreo 4 sau 5 premii ale Academiei prin autorii noștri. Deci nu-i puțin lucru. La festivalurile de poezie din țară, unde și concursul, nu există măcar 2-3 nominalizați și de foarte multe ori și câștigători ai festivalului respectiv. Și asta pentru că nu se face lucru de mântuială. Nu se face, plus că am și avut noroc, am mers, am și avut, cum se spune popular, nas. Deci am mers spre autori pe care îi simțeam că-s bun, după aia am văzut că-s bun și după aia am constatat că sunt foarte, foarte buni unii dintre ei și uite așa, te mai joci un pic de literatura. Da, păi din joacă de multe ori ies lucrurile formidabile pentru că înseamnă că se fac cu pasiune și cu drag. Se fac cu drag, asta e foarte important. Nu cu biciu sau de împins de la spate, ca să spun așa. Și încet, încet trecem de la poezie spre câteva dintre evenimentele care urmează în această perioadă. Deci nu știu cum aveți timp să respirați, la ce calendar ați reușit să întocmiți pentru luna octombrie. Mă și întreb ce urmează, pentru că dacă terminăm finalul de an în ritmul ăsta, mai puteți lucra anul viitor. Păi acum, eu nu lucru, eu îi pun pe alții să... Ce ziceam de pasiune? Deci unde se investește pasiune, nu simți greutatea, dar... Eu am avut o înțelegere cu primarul când am venit aici. Doamne, eu aș vrea să se creeze un soi de efervescență culturală, adică să nu poți să respiri atâtea evenimente. Păi, domne, dacă voi fi susținut, vei din vedea că așa se va întâmpla. Ce-ți dorești, da. Da, și din fericire am avut susținere în evenimentele noastre din partea primăriei, chiar din partea primarului, așa, și sper că nici noi nu i-am dezamăgit. Că nu poți merge numai pe vară. Sigur că cultura este vastă, este variată, este diversă. Există publicuri mai multe și diferite. Și dacă ești administrator cultural, trebuie să te gândești să găsești soluții, să satisfaci mai multe categorii de publicuri. Tocmai aici vreau să ajung, pentru că în acest an deja s-a văzut un lucru foarte clar. Și la ce mă refer? Evenimentele nu au mai fost gândite neapărat pentru publicul mare, da? Să vedem cât mai mulți oameni în centru, să vedem și așa mai departe. Au fost câteva punctate, dar au fost foarte multe evenimente pe o categorie, pe cealaltă categorie. Oarecum ați încercat să satisfaceți mult mai multe gusturi și până în urmă să educați publicul, să-i arătați de unde are de ales, ce are de ales și până la urmă cred că așa se canalizează oamenii după ce cern câteva lucruri. Da, și
poți să și fidelizezi un anumit tip de public. Sigur că pentru noi n-a fost o miză să adunăm cât mai mulți oameni. Asta este un criteriu și la evaluări, dar câtă lume a fost. Acum, aici poți pica în altă greșeală, să aduni cât mai multă lume cu orice preț. Da. Atunci există genuri culturale, foarte comerciale, mai mult sau mai puțin culturale, așa, care aduc lume multă. Dar noi n-am crezut niciodată că dominația principiului cantității este relevantă pentru un manager cultural. Și atunci noi am vrut să facem cu discernământ și cu implicare lucruri care să fie valabile pentru toate tipurile de cultură. Sigur că ai așa un sentiment de confort când vezi că e o lume de oameni. Dar acum, eu nu pot aștepta să fie o lume de oameni la un concert de muzică de cameră. Nu pot aștepta să fie o lume de oameni, o piață plină la un film de artă. Sigur că și acolo se duc la unele filme. Nu, dar de fapt asta e viața culturală a oricărui oraș, pentru că noi ne-am asemănat de-a lungul timpului cu foarte multe orașe din punct de vedere arhitectonic, cultural și așa mai departe, dar nu prea eram la nivelul de oraș, pentru că era așa, mai ca la țară. Și ca să nu supărăm pe nimeni, luăm o pauză de publicitate și revenim. Vreau să spun doar atât că întotdeauna am avut convingerea că orașul se justifică prin tipul de cultură pe care îl consumă. Adică nu te poți declara oraș dacă pasiunile tale și formele pe care le suport și le aștept sunt doar rurale sau ruraloide. Eu iubesc folclorul teribil pentru că am născut la sat. Știm că iubim. Și cred că pentru toată lumea care s-a născut la sat, asta e cultura lui primară, aia folclorică, pe care o îndrăgește, o asimilează și o poartă în cap și în minte. Da, dar nu mai e de neapărat genul de eveniment care să adune foarte multă lume. Da, mă rog, pot fi forme de asta poluate, forme pervertite de care pot să aducă foarte multă lume, dar asta spuneam că nu mă interesează acest lucru. Aș vrea să aduc cât mai multă lume, să fie sălile arhipline la concerte de muzică de cameră, la simpozioane, la teatru, și asta va fi în perspectivă, pentru că avem, să zic așa, baza asigurată. Și vreau să dați publicitate. Din câte văd eu, nu doar baza asigurată, ci și o viziune și o politică culturală pe un termen mediu și lung. Luăm publicitate și revenim imediat. Bine te-am găsit! Sunt Iulia Stupinian, manager la Radio de Bine și vrem să te ajutăm să-ți promovezi afacerea și să obții rezultatele dorite de tine. Urmărește programele noastre și spoturile din calupul de publicitate. Dacă simți că rezonezi cu acest gen de mass media online, contactează-ne la numărul de telefon afișat pe ecran sau scrie-ne pe adresa de e-mail radiodebine@gmail.com. Hai să stabilim o întâlnire, să aflăm care sunt nevoile tale și ale clienților tăi. Nu uita, binele are nevoie de tine, de mine, de fiecare dintre noi. Societatea Frasinul susține binele pentru comunitate la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine. Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Tehnologii și Echipamente de Protecție a Mediului Bistrița susține Binele în Educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Ne place să facem mâncarea ca pe la noi, prin Bistrița Năsăud. Dacă poftești la mâncarea copilăriei tale, din casa de la țară a bunicilor, să ne cauți! Ne găsești în Bistrița, pe pietonalul Liviu Rebreanu, la numărul 16. Comenzi și rezervări la telefon 0745 268 866. Restaurant țărănesc Casa Doamnelor. Mâncare țărănească ca la bunici.
Virginia Linul, cea mai cunoscută creatoare de costume populare din țară, duce povestea mai departe. Vă așteptăm la Casa Costumului Popular Virginia Linul de la Salva, județul Bistrița-Năsăud, cu cele mai frumoase costume populare pentru femei, bărbați și copii, dar și noutăți din linia tradițională. Îmbracă-te tradițional, fii popular! Urmărește emisiunea Meșter de 10, realizată de Virginia Linul, în fiecare dată de 10 a lunii, la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Centrul Județean pentru Cultură Bistrița-Năsăud susține binele în cultură, tradiții și folclor la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Estera Rodile, instructor de fitness, aerobic și antrenor personal, te provoacă să ai grijă de sănătatea ta printr-un antrenament adecvat pentru corpul mult visat. Poți opta pentru o clasă de funcțional training, tabata, taibo, crossfit sau antrenamente personalizate. Unde? La sala de sport Adam și Eva Fitness Center de pe calea Moldovei numărul 55 din Bistrița. Informații la telefon 0739 669 176. Estera Rodile, fiecare zi este o nouă oportunitate de a deveni mai bun decât ai fost. Ziua bună, oameni buni! Cristi Chiriac de la Iarba Fiarelor vă invită pe playhappycinema.ro să urmăriți istoria povestită a unei comunități din Transilvania, filmul documentar. Societatea Miss Group susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Ziua bună, oameni buni! Cristi Chiriac de la Iarba Fiarelor vă invită pe playhappycinema.ro să urmăriți istoria povestită a unei comunități din Transilvania. Și anume, Și eu dor hei, filmul documentar care povestește aventurile prin negura timpului a unei comunități din Transilvania, obișnuită ea de altfel, dar cu atât mai specială pentru că toate celelalte comunități se regăsesc în ea. Iar dacă vreți să dezlușiți aceste subtilități legate de materialul scris pentru Iarba Fiarelor, vă invit încă o dată pe playhappycinema.ro să urmăriți aventurile unei comunități din Transilvania de-a lungul timpului. Filmul documentar Și eu dor hei. Revenim în direct alături de invitatul meu din această seară. Alături de noi este Gavril Țărmure, directorul Centrului Cultural Municipal George Coșbuc. Și eu trebuie să recunosc, mă bucur foarte mult că suntem văzuți bine în Europa din punct de vedere cultural. Mă bucur foarte mult că Bistrița încet, încet se schimbă și devine, din punct de vedere cultural, o urbe. Da? Și trebuie să spunem că finalul acestei luni e foarte încărcat. Deci, noi astăzi povestim și mâine, poi mâine iară eveniment și mâine, poi mâine iară eveniment și tot așa. Da, păi dacă ceva se întrerupe, înseamnă că n-a fost bine pornit. Deci odată ce ați dat cheie instituției, trebuie să meargă. Trebuie să meargă, cum se spunea, trebuie să meargă ceas. Adică, nu, trebuie să-și facă programul. Și nu numai luna asta, că și luna următoare și până la anul nou vor tot fi evenimente. Deci așa vreți să o țineți non-stop, dacă se poate. Păi dacă se poate, sigur. Adică dacă avem posibilități și sigur că unele evenimente le legăm și de, cum să spun, de aniversări, de evenimente mai ample, cum mare concert aniversar Tudor Jarda și vom reveni, vom avea la acest sfârșit de săptămână, la acest sfârșit de lună, vom face o aniversare a 42 de ani de când s-a înființat Coroa Pasionata. Coroa Pasionata, ca și Cruna de pe Someș, sunt niște formații foarte cunoscute și formații reper ale Centrului Cultural Correct. Municipal. Sunt vechi, cu tradiție, au fost bune, chiar dacă n-au fost constituite de la început de profesioniști. Au fost și Coroa Pasionata l-au înființat
Franco Mureș, Francis Mureșan, acum 42 de ani, când în plin 40 de ani era în plină pandemie. Dar tot așa a venit, din pură pasiune. Din pasiune și din dorința de a face. Ei erau, cedrem nucleul principal, era constituit din profesori de la liceu de muzică, dar și alți iubitori de muzică, foarte pasionați, care au constituit acest cor. Deci vom face un eveniment aniversar în 28 și 29 octombrie. Sigur că în afară de coro apasionat vor mai fi vreo 3 sau 4 coruri cam de același nivel și va fi invitat de onoare Corul Filarmonice din Cluj cu Cornel Groza, care va prezenta un concert omagiu lui Tudor Jarda. Și cireașa de pe tort. Da. Și sigur că mai sunt coruri, este un cor din Brăila, vreo 2 coruri de la Cluj, inclusiv corul Institutului Teologic, care e un cor foarte bun, condus de părintele Stanciu, părintele profesor, așa, și nu puteam să lăsăm nemarcat acest eveniment. Nu l-am marcat la timp, dar recuperăm. Dar până atunci... Nu cred că se supără publicul, deci pe 28-29... Vă notați în calendar de la 19 seara. Iubitorii de acest gen muzical pot să participe la evenimentele organizate. Da. Concertul Corului Filarmonice va fi în 28, deci vineri. Poate e vreo greșeală aici în lista asta. Dar ei vor cânta vineri. Și sâmbătă vor cânta celelalte coruri. Sigur, dar până atunci mai avem niște evenimente destul de importante. Spre exemplu, avem un eveniment dedicat împlinirea 100 de ani de la încoronarea regilor, regele Ferdinand I și a reginei Maria. Asta chiar acum, miercuri. Da, în 19. Și va participa Roxana Lupu, actrița care a fost protagonistă a filmului cu același nume, Regina Maria, Nicolas Lupu, care e și soțul ei, și încă 2 artiști la vioară și la pian, cu care au realizat multe spectacole și în România și mai ales în Anglia, unde trăiesc. Așa, avem un eveniment iarăși extrem de agreabil și de important, care va fi susținut de un ansamblu de violoncele. E un grup de violonceliști reuniți în jurul lui Marin Cazacu. Marin Cazacu este un mare artist, este și directorul Filarmonicii din București în același timp, este cel mai bun violoncelist din România, profesor la Universitatea Națională de Muzică din București, mare solist, mare întemeietor de formații și camerale și de, cum să spun, de un singur gen, cum e ansamblu violoncelissimo, și de fondator al Orchestrei Române de Tineret, care de asemenea a reportat succese imense și în România, dar mai ales în Europa, în Statele Unite ale Americii, în Japonia, în Africa, în Asia, deci peste tot pe nord. Este un muzician extrem de dedicat, Marin Cazacu, extrem de pasionat și de performant în același timp. Aceasta va fi în 20. Vom avea după aceea un teatru pentru copii în 21 dimineața. Vom avea povestea lui Pinocchio. Povestea lui Pinocchio. În 23 avem o seară de folk, Baricada Folk. La Bistrița, marele eveniment de folk se întâmplă toamna, în noiembrie. Festivalul pe care l-am temeat la Bistrița Florin Săsărmană în urmă cu vreo aproape 30 de ani. Bistrița Folk. Așa, și iată cum a apărut o variantă, Baricada Folk, care... cum să spun, sunt mai independenți, așa, nu își organizează evenimentul sub egida unei instituții publice. O fac ei câțiva cântăreți mai tineri și foarte buni și foarte bine apreciați în România, în frunte cu mai experimentatul, ca să nu zic netânărul, Mircea Baniciu. Asta va fi în 23. În 26, în lista noastră, apare că în 25 vom organiza o expoziție
cu lucrări ale participanților la Simpozionul Național de Pictură din anul acesta, Școala de la Bistrița, care a avut loc la Colibița în perioada lunii iulie, și au participat aproape 60 de artiști din toată țara și măcar cu una sau două lucrări, fiecare artist participant în acest simpozion va participa în expoziție care o vom organiza la subsolul Palatului Culturii, acolo unde am organizat și clubul de jazz, numai că clubul de jazz a mai organizat concerte și în aer liber, în curtea aceea către zidul cetății și în sala mare de la Palatul Culturii, în funcție deci, practic, de practic, acum putem să vedem rezultatele taberei. Exact. Și vrem să deschidem acolo, deși am deschis-o, dar mai discret, așa, este o expoziție de fotografie, Fotomagna. Sunt lucrări realizate în simpozioane de fotografie de acum 15-20 de ani, tot la Bistrița. Și acum o să avem o expoziție de pictură, cu lucrări foarte inspirate, și să deschidem și acolo un program expozițional care să aibă o frecvență foarte clară, deci vă gândiți regularitate. Totuși ca subsolul să devină o galerie? Da, să fie și galerie și sală de concerte în același timp. Deci să nu folosim doar ca un posibil depozit pentru decorul de la spectacole de teatru, să zicem. Așa că acestea sunt săptămâna care vine, luna aceasta se va finaliza și proiectul condus și realizat de Simi Pop, că tot l-ați pomenit aici. Simeon Pop este un mare câștig pentru instituția noastră. Acest proiect a fost organizat cu sprijinul financiar al Administrației Fondului Cultural Național. Să câștigi un proiect acolo este destul de complicat, pentru că e o concurență teribilă, și Simi Pop a reușit să realizeze prin scrierea și aplicația pe care a prezentat-o la concursul de proiecte, cred că a fost pe locul 2 sau aproape maximum de puntaj. Da, și totuși vorbim de neurodiversitate, deci într-o zonă în care n-ai fi crezut că poți să faci un eveniment cultural, și a dus și cultura în gol și a dus și pe acești oameni înspre public. Deci, da, o punte minunată. Pe aria tematică pe intervenție culturală. Da, pe sănătate mentală. Sănătate mentală, creativitate și neurodiversitate, și acolo l-a condus cu foarte mare pricepere. Și asta vreau să spun, că pentru instituția noastră Simeon Pop este un câștig real. În planul acesta al proiectelor mai amintim, dar o să amintim mai aplicat și mai cu amănunt, o carte la care a lucrat Dede Ilieș, alt angajat al nostru, care are un doctorat în filozofie la Sorbona și a tradus o carte a una dintre cei mai importanți gânditori francezi și europeni în momentul de față, Rémy Braque. O carte excepțională care vă vom anunța când vom face prezentarea ei. Iarăși o performanță în România în această categorie de realități culturale. Și sigur că în noiembrie, la început, vom avea un concert de jazz în 2 noiembrie cu Nicolas Simion Trio. E un trio care presupune saxofon, vibrafon și pian. Și apoi în 3 noiembrie vom relua un spectacol realizat de tot o concitadină de-a noastră, o artistă tânără din Bistrița, spectacolul Zestrea, făcut de o balerină bistriceancă excepțională, Bianca Bor, și vom repeta spectacolul ei în 3 noiembrie și așa mai departe. La începutul noiembrie, prin 6 sau 7, vom avea Vioara lui Georgenescu la Bistrița,
Gabriel Croitoru și Simina Croitoru, împreună cu pianistul Horia Mihail, vor veni la Bistrița și în mai multe sate din județul Bistrița-Năsău. Este un proiect pe care l-au inițiat cei de la Radio România Cultural, Viora lui George Enescu la sate. Acum nu vin numai la sate, că la Bistrița au mai venit și când și cu alte ocazii, dar acum vor participa și la în comuna Caianu Mic și în comuna Prundul Bârgăului. Eu vreau să-i duc neapărat și la Arcalia și, sigur, la Palatul Culturii. Și așa mai departe, deci toată luna noiembrie vom avea și atunci evenimente care să fie în orizontul de așteptare al publicului din Bistrița. Asta e, deci nu ne așteaptă zile liniștite, ca să spun așa, în ceea ce privește activitatea de la Centrul Cultural Municipal, pentru că deja am intrat așa cu forță în noiembrie, o țineți așa luna noiembrie, vine luna decembrie cu Moș Nicolae, cu evenimente de Crăciun și așa mai departe, deci așa se încheie anul, cu agenda la maxim, cât cred că nu mai este loc în agenda dumneavoastră de niciun eveniment. Acum, dacă e unul excepțional, mai găsim unul. Da, deci mai împingem unul. Undeva așa. Oricum, cred că a fost, din acest punct de vedere, dacă am avut pauză cu pandemia așa mai departe, din punct de vedere cultural a fost un an foarte plin și mă interesează așa dacă, per general, lucrurile au mers în direcția în care v-ați dorit. În general, da. Deci eu nu pot să spun că am nemulțumiri. Sigur că trebuie să păstrez și să conserv tensiunea artistică la un nivel bun și așteptat. Avem încă multe proiecte și multe de făcut. Sigur că vi le pot dezvălui pe toate, pentru că unele sunt chiar în stare de proiect și nu vreau să pară că e așa o laudă goală, dar avem în vedere colaborări cu Adamilia, spre exemplu, în ce privește teatru, sperăm să aducem spectacolul O scrisoare pierdută, care e realizat la Cluj, care este absolut fenomenal. Este unul dintre cele mai senzaționale spectacole de teatru pe care le-am văzut în ultimii ani. Este absolut copleșitor și aici Adamilia, care oricum este o actriță cunoscută în România pentru spiritul ei inovativ, pentru originalitatea ei senzațională, aici s-a întrecut pe cine, a fost absolut colosală și abia aștept să ducem și la Bistrița acel spectacol. Am vorbit cu ea în principiu să realizeze un spectacol și care să fie al Bistriței. S-ar putea să fie după o piesă de mare succes în tinerețea noastră, a mea, vreau să spun, când la Cluj s-a înființat o trupă care se numea Ars Amatoria, cu Ioan Groșan, George Țâra, regretatul nostru concitadin, Lucian Perța, Ioan Buduca, Țeposu și așa mai departe, și care a avut un succes în vremea lor teribil, absolut senzațional, și poate că Ada va reuși, va vrea să facă un spectacol după școala ludică a lui Ion Groșan, care să fie producție a Teatrului Municipal din Bistrița. Sigur că așteptăm ca Radu Afrim să-și mai onoreze obligațiile pe care și le formulase înainte de a intra în contact cu noi și să facă și la Bistrița spectacolul despre care am vorbit mai mult și l-am tot rămbițat aici. Sper să aibă timp și pentru noi și așa mai departe. Și motorul, motorul merge, acum să vedem în câte direcții sunteți capabili să duceți activitățile, că văd că de entuziasm și putere încă este. Păi la asta ne-am angajat, așa că ne străduim să facem față. Nu pot să vă urez decât succes pe mai departe și să vă fie publicul aproape. Să rămână, mulțumesc frumos și vă așteptăm la evenimente. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost ediția din această seară. Foarte multe evenimente la Palatul Culturii din Bistrița. Centrul Cultural Municipal vă așteaptă, în funcție de gusturi, de preferințe, să participați la evenimentele pe care le va organiza. Eu vă urez în continuare o seară plăcută. Rămâneți alături de noi. Urmează Iulia Stupinian. Societatea Miss Group susține binele în educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine!
Institutul de Cercetare, Dezvoltare pentru Tehnologii și Echipamente de Protecția Mediului Bistrița susține Binele în Educație la Radio de Bine. Binele are nevoie de tine! Ziua bună, oameni buni! Cristi Chiriac de la Iarba Fiarelor vă invită pe playhappycinema.ro să urmăriți istoria povestită a unei comunități din Transilvania. Și anume, Și eu, Dorhei, filmul documentar care povestește aventurile prin negura timpului a unei comunități din Transilvania, obișnuită ea de altfel, dar cu atât mai specială pentru că toate celelalte comunități se regăsesc în ea. Iar dacă vreți să dezlușiți aceste subtilități legate de materialul scris pentru Iarba Fiarelor, vă invit încă o dată pe playhappycinema.ro să urmăriți aventurile unei comunități din Transilvania de-a lungul timpului. Filmul documentar Și eu, Dorhei.